Sunt pe faleză și am oprit pentru că mi-a plăcut teribil și doresc să vă împărtășesc cum se văd cele două șlepuri puse unul lângă altul. Oricum, după peste 3000 de nave construite și după ce Dunărea timp de câteva secole a reprezentat un punct de cotitură, iar Galațiul a pus economia și România de regulă pe planetă. Bine, îmi doresc din tot sufletul ca cel puțin mâine, dacă e vorba de minunea asta de serbare a Dunării, odată cu Sfânta Maria și Ziua Marinei, să nu mai apară cine știe ce alți canotori cu pirogi, ca în lumea caraibiană și să ne bucurăm cu pirogi, cu chitări și cu vâsle, pentru că e mai traumatic și mai dureros decât pare. Aici e totuși centrul gândirii navale românești, unul dintre încă cele mai importante și vreau să vă spun un secret. Suntem încă în primii 10 mari producători pe planetă de nave și primii în Europa de răsărit la Balcanic, oricum primii din Marea Neagră. Ar trebui să ne facă să reflectăm chestia asta.